Deputatul PCRM Sergiu Sârbu a anunțat că părăsește Partidul Comuniștilor. Acesta a declarat că a luat această decizie pentru că nu se mai regăsește în această formațiune. Am luat o decizie extrem de dificilă pentru mine, dar divergențele și contradicțiile interioare, precum și cumul de alte circumstanțe, m-au determinat. Anunț astăzi că părăsesc Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, părăsesc fracțiunea PCRM în Parlament. Sergiu Sârbu susține că printre motivele care l-au făcut să ia această decizie sunt că în interiorul PCRM nu există dorință de reformă. Dimpotrivă, se întreține actuala atmosferă confuză. Sârbu a mai menționat că încă nu știe dacă se va alătura vreunui proiect politic pentru moment, însă dacă o va face, va fi unul de stânga. În interiorul Partidului Comuniștilor nu mai există dorință de reformare și schimbare, iar dorința de revenire cu orice preț la putere transformă partidul într-o forță politică care se radicalizează și pierde teren în fața alegătorilor. Mai în glumă, mai în serios, liderul liberalilor Mihai Ghimpu a declarat azi presei că îl așteaptă pe Sârbu în partidul său. Totodată, deputatul PCRM Artur Reșetnikov susține că Sârbu a fost cumpărat de partidele de la guvernare. Situația de astăzi demonstrează deja definitiv că politica în Moldova a devenit foarte, foarte cinică. Pentru că alianța de guvernare, în loc să propună o competiție de proiecte, de legi, de propunere, a trecut la intimidări, șantaj, presiuni și cumpărări. Sergiu Sârbu este jurist de profesie și ocupă funcția de vicepreședinte al Comisiei Juridice, Numiri și Imunități a Parlamentului. În 2010 a fost ales deputat pe listele Partidului Comuniștilor. Sergiu Sârbu are 32 de ani și este celibatar. Este al optulea deputat care părăsește PCRM timp de un an.